O colaborare între Crucea Roșie și o fundație umanitară din Danemarca a ajutat sute de persoane din județul Sălaj până acum. În urma acestei colaborări, mai multe școli au primit mobilier nou, iar persoanele care au avut nevoie de dispozitive medicale le-au primit gratuit. Colaborarea între Fundația Umanitară din Danemarca și Crucea Roșie din Sălaj a început în luna decembrie a anului trecut. Anul trecut, în luna decembrie, am reușit să-i contactăm, i-am invitat la noi. Domnul președinte Ionel Ciunt a avut amabilitatea de a-i primi. Am discutat toate problemele care le întâmpinăm și cu care ne confruntăm. În urma parteneriatului încheiat, la sfârșitul anului trecut, un prim transport cu ajutoare a sosit în județul Sălaj. Până anul trecut, în luna decembrie, aveam un singur cărucior pe care îl distribuiam în tot județul. Danezii au reușit să ne ajute și am primit 600 de cărucioare și cadre mobile și fixe pe care le-am distribuit în tot județul. Deși a fost un real ajutor, dispozitivele medicale nu au fost suficiente pentru toate persoanele care aveau nevoie de ele. Spre surpriza noastră și neplăcerea noastră, nu au fost suficiente. Săptămâna aceasta am primit din nou, pentru că avem deja o listă deschisă de așteptare și urmează să distribuim tot ce am primit. Am mers alături de echipa Crucii Roșii din Sălaj, în localitatea Creaca, unde au ajuns o parte din dispozitivele medicale primite ca donație din Danemarca. Avem un număr de 15-17 bolnavi cu dizabilități, pentru care s-au distribuit împreună cu Crucea Roșie, Sălaj, cărucioare și alte materiale pentru a ajuta pe acești oameni care au realmente nevoie de respectivele dispozitive medicale. Pe lângă echipamentele medicale, fundația a ajutat și la dotarea mai multor școli din comună cu mese, scaune și catedre, care, deși nu erau noi, erau mult mai bune decât cele existente. Noi avem o colaborare un pic mai veche cu fundația din Danemarca. Acum s-a concretizat într-un ajutor pe care l-am primit pentru dotarea școlii gimnaziale. Dispozitivele medicale au ajuns la persoanele care au nevoie de ele din întreg județul în urma unor anchete sociale. Le vom distribui ca și până acum, în urma anchetelor sociale încheiate de către asistenții sociali în cadrul fiecarei primării, și noi le dăm cu titlu gratuit în baza unui contract de comodat. Peste 150 de persoane sunt înscrise pe lista de așteptare a Crucii Roșii Sălaj pentru a primi scaune cu rotile, bastoane, cadre mobile sau fixe, de care au mare nevoie, însă nu și le pot permite. La nivel de Crucea Roșie există o situație centralizată cu fiecare comună, oraș, care au nevoie de respectivele dispozitive medicale. Mai multe echipamente medicale au fost primite ca donație și vor fi redirecționate către centrele de îngrijire, mai exact în centrul din Jibou, care a solicitat aparatura prin intermediul Crucii Roșii Sălaj. Ei ne-au solicitat anumite obiecte, anumite aparaturi. Noi le-am scris danezilor exact în urma solicitărilor emise de ei, așa că acestea le vom direcționa către centrul din Jibou. Ajutoarele primite au fost un real sprijin pentru toți cei care au beneficiat de ele, dar mai ales pentru persoanele cu dizabilități sau care nu se pot deplasa și care nu și-ar fi permis să cumpere aceste dispozitive. Eu zic că e un lucru bun și o mână întinsă oamenilor care au nevoie. Și nu în ultimul rând, să nu omitem aspectul ăsta, le-am primit ca și donație, deci nu ne-au costat absolut nimic.